Sfântului Duh. Amin. Să fie slăvit să fie Domnul Iisus. Ne bucurăm când suntem împreună, ne bucurăm că și Domnul este prezent pentru că L-am chemat și avem încrederea deplină că este Stăpânul Dumnezeu și Mângăitorul inimii noastre, a vieții noastre. Având un Dumnezeu așa de sfânt, așa de măreț și atât de îndurător față de mine, un păcătos, și față de toți cei care se consideră păcătoși, pentru că suntem toți, și cuvântul ne spune că cel ce spune că nu are păcat, minte și adevărul nu locuiește în el. Dar dragostea lui Dumnezeu a fost atât de mare, încât văzând lumea plină de păcat, la timpul potrivit a trimis pe Domnul Iisus ca să vină, să ia chip de rob, să fie om în mijlocul nostru, să putem privi la El și în felul acesta, privind la El, din dragostea Lui, cu mâinile întinse să ne cheme la El: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă sufletelor voastre. Sufletele noastre au nevoie de odihnă în Hristos, în Domnul Iisus. Sufletele noastre caută și doresc mângâierea prin cuvântul sfânt al Evangheliei. Dacă ucenicii l-au avut pe Domnul Iisus la timpul potrivit lângă ei și cu ei, au avut un învățător timp de 3 ani și 3 luni. Noi avem de 2000 de ani cuvântul sfânt al Evangheliei, care s-a completat după Vechiul Testament cu Noul Testament și apoi toate celelalte lucruri, cărți și sfinte învățături primite de la înaintașii noștri. Lucrul acesta îl vedem și îl simțim, dar dorim să-l și înțelegem, apoi să-l punem în practica vieții noastre și să-l trăim. Ce bine-i cu Iisus, ce bine-i cu Domnul Iisus! Și cu o cântare spune: ce bine-i printre voi, iubiții și dragii sufletului meu! Aici găsim alinarea pentru suflet, aici găsim mângâierea, aici găsim părtășia, dragostea și iubirea care Hristos o revarsă peste fiecare în parte, dacă deschidem inima și privim la cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul ne spune în apostolul de astăzi: fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altă dată în religiunea iudeilor. Cum adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea? Și cum eram mai înaintat în religiunea iudeilor decât mult din neamul meu de o vârstă cu mine? Eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele Maicii mele și m-a chemat prin harul Său, a găsit cu cale să se descopere în mine, să descopere în mine pe Fiul Său, ca să-L vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om, nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei care au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia, apoi m-am întors din nou în Damasc. După 3 ani m-am suit la Ierusalim să fac cunoștință cu Chifa și am rămas la el 15 zile, dar n-am văzut pe nici un alt apostol decât pe Iacov, fratele Domnului. În cele ce vă scriu, iată, înaintea lui Dumnezeu nu mint, după aceea m-am dus în ținuturile Siriei și Siciliei. Eram încă necunoscut în fața bisericilor lui Hristos, care sunt în Iudeia. Ei auziseră doar spunându-se, ele auziseră doar spunându-se, cel ce ne prigonea odinioară, acum propovăduiește credința pe care căuta să o nimicească odinioară și slăveau pe Dumnezeu din pricina mea. Doamne, câți nu pot și astăzi să slăvească pe Dumnezeu
pentru noi dacă vestim cuvântul lui Dumnezeu, dacă îl arătăm și îl ducem celor din jurul nostru. Și noi, ca Apostolul Pavel, eram morți în greșelile noastre, trăiam în păcat și trăiam fără Dumnezeu în inimă, în viață și în casele noastre. Dar îndurarea Lui, jertfa de pe cruce, mâinile întinse, chemarea Domnului Iisus a făcut din noi o ființă nouă, un om nou. Și cuvântul ne spune, tot Sfântul Apostol Pavel, în Apostolul de duminica trecută, am cunoscut un om în Hristos, un om cu o viață nouă, un om născut din nou, un om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Aceasta trebuie să fim noi, la aceasta trebuie să tindem, după asta trebuie să alergăm, cunoscând, citind cuvântul și străduindu-ne să-l trăim, apoi să-l vestim celor din jurul nostru. Suntem atât de datori, noi cei care suntem, facem parte din lucrarea oastei Domnului. Noi, în special cei care am făcut un legământ cu Hristos, să spunem celor din jurul nostru cât mult bine ne-a făcut Domnul, cât de mult iubește pe fiecare suflet în parte și dorește ca toți cei ce cred și să încred în El, să vină la El și să primească viață veșnică. Venirea nu-i degeaba, alergarea nu-i degeaba. Noi putem, dacă vrem, să fim niște oameni, într-adevăr, după voia lui Dumnezeu, pentru că trebuie să ducem pe Hristos, pentru că suntem chipul lui Hristos. Trebuie să-L ducem pe Hristos celor din jurul nostru, pentru că suntem chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Așa a spus Dumnezeu la început, când a făcut pe om. De aceea, slăvit să fie Domnul pentru cuvântul sfânt, plin de învățătură, care îl avem înaintea noastră, îl avem în casele noastre, îl avem în lucrarea oastei Domnului, îl avem în predicile care se cântă, în cântările care se cântă, în poeziile care se spun. Acolo și peste tot este cuvântul lui Dumnezeu. Ce ne lipsește, fraților? De cu dragostea lui Dumnezeu, care să ne strângă la oaltă și să ne facă să fim, să ne ajute să fim una în Hristos. Saul cel vechi, cunoscătorul legii, era marele prigonitor al creștinilor. S-a vorbit mult și eu mai vorbi despre lucrul acesta. Dar cuvântul lui Dumnezeu parcă se repetă în fiecare an, în aceleași duminici, în aceleași sărbători, parcă se repetă la fel. Și de fiecare dată, dacă suntem atenți, vedem că parcă e tot mai plăcut, parcă înțelegem tot mai mult, parcă dorim să facem ceva mai mult, să facem, cu alte cuvinte, un pas înainte. Și omul acesta, Apostolul Pavel, ne spune că făcea totul din necunoștință, din neștiință în necunoștință. Așa sunt mulți dintre noi și așa am fost și noi. Când nu-L cunoșteam pe Hristos, făceam totul ca să fie bine mai mult pentru noi. Făceam multe lucruri din obișnuință, din datină, din nu știu ce învățături sau ce ne spuneau alții. Dar când începem să-L cunoaștem pe Hristos, începem să ne schimbăm viața. Începem să privim la Hristos și privind la Hristos încercăm să călcăm pe urmele Lui. Așa de frumos spune Sfântul Apostol Pavel: călcați pe urmele mele, căci eu calc pe urmele Lui Hristos. Părintele Iosif Scrifa spune: aș vrea să fiu ca Apostolul Pavel și mă străduiesc să fiu, pentru că e o pildă atât de frumoasă și bună învățătură pentru mine. Apostolul Pavel și toți sfinții înaintași au fost așa o bună pildă pentru noi. Dar să nu rămânem cu asta, să nu rămânem numai la aceasta, să nu ne lăudăm numai cu ei, ci să căutăm, să călcăm pe urmele lor, cum ne spune cuvântul, ca să ne schimbăm viața, să putem fi niște oameni după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel scrie Efesenilor, printre altele: când Hristos lipsește din sufletul omului, este sărac, gol, fără nădejde, adică este un om fără Dumnezeu în viață. Oameni fără Dumnezeu în viață sunt atâția. Dacă înainte erau evreii și erau păgânii, astăzi sunt ateii și cei nepăsători de suflet, oameni care trăiesc în păcat și se străduiesc să facă pentru trupul lor și bucuria
de moment cât mai multe și fericite lucruri pentru ei, să fie cât mai fericiți. Dar atunci când îl ai pe Hristos, te străduiești și ne străduim să umple acest gol, să ne îmbogățim în Hristos din cuvântul lui Dumnezeu, citindu-l, mărturisindu-l și văzând oamenii din jurul nostru, viața noastră, să poată să spună așa de bine. Spuneam cuiva acum, printre altele, o veste mai neplăcută pentru mine și îmi spune, vai, zice, îmi pare așa de rău, îi dădeau lacrimile, îmi pare așa de rău că plecați de aici. Cine o să mai îmi vorbească cum i-ați vorbit dumneavoastră? Cât de important e să vorbim oamenilor despre Hristos, să spunem despre dragostea lui Dumnezeu care ne iubește, dragostea aceea mare care a fost necondiționată. Singurul lucru care îl cere Domnul, spune, omule, fiule, tinere, dă-mi inima ta. Ne dând inima Domnului, o dăm altcuiva fără să vrem sau dacă vrem. Și tot un stăpân vom avea al inimii noastre. Întrebarea este, cine este stăpânul inimii noastre? Ce iubim mai mult pe acest pământ, în această lume, în această trecere și călătorie? O cântare spune, azi ești aici, mâine unde vei fi? Gândește-te, suflete dragă, că vei muri. Va veni în curând și ziua. Despărțirii nu uita. Nu-ți lega prea mult în lume de nimic inima ta, ca să nu plângi veșnic, greu și dureros. Inima să leagă numai de Hristos. Tatăl meu avea probleme cu inima. Și de fiecare dată când îl durea mai tare și avea probleme mai deosebite, nu mă l-auzeam cântând, inima mea, inima mea, ție ți-o dăruiesc, azi Iisuse, atât de mult m-a fericit această învățătură, că și Tatăl meu și-a dat inima Domnului Iisus și m-a învățat și pe mine ca inima să-i o dau Lui și am pus-o la picioarele Domnului. Și-o dau Domnului și mă străduiesc. Și de multe ori vin și spun ca Sfântul Apostol Pavel, de multe ori am vrut să fac binele și am făcut răul care n-am vrut să-l fac. De multe ori am vrut să fac binele și răul nu s-a despărțit de mine. Și atunci spun, cei care văd lucruri care nu le place sau care n-ar fi trebuit să le fac, uite-te și ăsta mai și predică cuvântul lui Dumnezeu. Așa vorbesc oamenii despre noi, dacă nu suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și nu trăim în concordanță cu cuvântul sfânt, cu ceea ce vorbim, cu ceea ce vreau oamenii să vadă de la noi, dacă ne cunosc ca oameni credincioși. În fața împăratului Agripa, omului Dumnezeu, Sfântul Apostol Pavel spune printre altele, doresc mult de tot, ca și tu, împărate, și toți ceilalți să fiți ca mine. Putem noi spune celor din jurul nostru, oameni buni, lăsați țigara, lăsați băutura, lăsați curvia, lăsați stricăciunile și fiți și voi ca mine. Doamne, eu mai am încă de luptat și de pus, de mers înainte, de șlefuit la mine ca să pot spune cuiva, priviți la mine și învățați de la mine. Domnul Iisus, în schimb, așa ne-a spus, priviți la mine, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Doamne, de multe ori nouă ne lisește și blândețea și smerenia și nu putem să spunem lucrurile acestea, priviți la mine, veniți după mine sau să fim într-adevăr o pildă și o sare a pământului așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel spune printre altele, mă lupt să am un cuget curat, să mă port ca un prieten al lui Hristos într-un clip vrenic de chemarea pe care am primit-o. La chemarea care am primit-o și am avut-o fiecare dintre noi, că altfel nu era magia, la această chemare trebuie să tindem să fim vrednici de Hristos. Pentru această chemare trebuie să luptăm mai mult, să fim mai drepți, mai sfinți, mai ca Hristos. Aceasta dorește Domnul Iisus de la noi și așa vrea Dumnezeu să ne știe pe fiecare dintre noi.
Ei vor, ca și noi, să nu-L mai cunoaștem pe Hristos în felul lumii, ci cu o inimă curată, predată Domnului, să-L urmăm, să trăim Evanghelia lui Hristos. Și în felul acesta, spune cuvântul sfânt al Evangheliei, să fim plăcuți lui Dumnezeu pentru a spori în sfințirea noastră. Domnul să ne ajute fiecăruia dintre noi să ajungem într-adevăr la sfințirea noastră. Și cuvântul ne spune în Coloseni, pe voi care erați morți în greșelile și în firea voastră pământească, netăiat împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșalele. A șters zapisul cu poruncile Lui care stătea împotriva noastră și ne erau potrivnice și le-a nimicit pironindu-le pe cruce. Aceasta a făcut Domnul Iisus pentru mine, aceasta a făcut Domnul Iisus pentru tine. De aceea spune cuvântul sfânt mai departe și de fapt înainte, nu-i mai departe, tot în Coloseni 2. Astfel dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Domnul Iisus să ne ajute ca credința noastră să nu fie numai de formă. Ceea ce vorbim și spunem celor din jurul nostru să și trăim și să ne punem pe inimă cuvântul sfânt, învățătura sfântă și în felul acesta să nu ținem cont nici de un lucru care nu este, care vrea să ne atragă la păcat, să nu ținem cont de învățăturile urâte și rele care nu ne privesc pe noi. Iar psalmistul ca încheiere spune, faceți toate acestea cu o inimă plină de bucurie și cu mulțumire pentru Dumnezeu. Și în felul acesta să putem într-adevăr ca inima noastră, cum se cântă în cântare, inima mea, inima mea, să ți-o dăruiesc ție, Iisuse, să fie așa a ta, să faci tu din ea o harfă divină în care să poți cânta, să faci din inima mea într-adevăr cuvântul Evangheliei tale care să fie dus mai departe și trăind în felul acesta pe noi înșine și unii pe alții dovedim că într-adevăr ne dăm lui Hristos și suntem al lui Hristos. Amin. Slăviți să fie Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.